Miercuri dimineață, polițiștii din Prahova și Suceava au făcut 31 de percheziții la persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare specializată în contrabanda cu țigări. Perchezițiile au fost făcute la domicilii ale suspecților din Suceava, București, Prahova și Ilfov. Din cercetări a reieșit că, începând din anul 2017, subiecții s-ar fi aprovizionat cu țigări provenite din contrabandă, fără a deține documente legale. Ulterior, țigările au fost distribuite și comercializate în sudul țării. Pachetele de țigări vândute pe piața neagră aveau aplicate banderole fiscale de marcaj emise de autoritățile din Ucraina și Moldova. 29 de persoane au fost conduse la sediul IPJ Prahova pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.